Doamna domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la primul eveniment al toamnei, organizat de editura Humanitas Fiction, respectiv de raftul Denisei. De această dată participăm împreună la un eveniment deosebit. Avem întâlnire cu 5 scriitori chinezi, o delegație care include câteva din cele mai importante nume ale literaturii chineze actuale, condusă de marele scriitor Su Tong. Întâmplător, scriitorul Su Tong astăzi este prezent în librăria noastră cu 2 volume. Primul roman al domniei sale, Orez, care s-a tradus în limba română cu titlul Luna de Orez, traducerea aparținându-i marelui traducător din Luca, și cu un volum de proză scurtă, Soții și concubine, apărut la editura Polirom și tradus de Ionela Voicu. Ambele volume au o caracteristică comună. Au fost ecranizate și s-au bucurat de mare succes, atât în Asia cât și în Europa. Delegația chineză care a venit astăzi și este în mijlocul nostru, vizita ei a fost posibilă datorită Institutului Confucius din România, institut care este condus de doamna Sire, alături de care, din partea românească, se află de asemenea și doamna Luminița Bălanca, o co-directoare. Evenimentul nostru, care am înțeles că nu trebuie să depășească o oră și un sfert, va avea 2 părți. După ce doamna Luminița Bălar vă va prezenta delegația chineză, vom face o scurtă lansare a romanului Lumea de Orez, despre care am mai vorbit în primăvara aceasta, în librăria noastră de la Cișmiciu. Îl vom asculta pe domnul Su Tong cu ceea ce va avea să ne spună și apoi, în partea a doua, vom discuta cu scriitorii chinezi. Printre ei se află un alt prozator important, se află un mare critic literar care seamănă, s-a spus astăzi, la o întâlnire pe care am avut-o dimineață la Uniunea Scriitorilor cu Eugen Lovinescu Tinerețe, veți ghici dumneavoastră cine este dintre ei, cu un poet important, cu o prozatoare și o poetă de asemenea importantă. Doamna Luminița Bălan vă prezintă pe doamna profesoară Luminița Bălan.我们欢迎今天晚上在场的贵宾，今天晚上的活动是我们这边头一次组的活动，特别特殊的一个活动，因为今天晚上，我们的贵宾是五位著名的中国作家，我们首先有请罗米孔院长介绍今天晚上的。 Să știți că mie mi-a fost frică să pronunț numele chinezesc, să nu mă fac de râs. Și atunci că le-am citit bine biografiile întocmite de doamna profesoră Luminița Bălan, cu concursul Institutului Confucius și a datelor primite din China. Și așa că nu este o impolitețe, dimpotrivă, știu ce a scris din prezentări fiecare dintre scriitorii invitați, dar m-am gândit că e bine ca numele să fie prezentate corect. Doamna profesoară Luminița Bălan. Am să încerc să fac o prezentare a membrilor delegației.
care ne onorează cu această vizită mult așteptată. Suntem emoționați, avem alături de noi scriitori de o asemenea talie, au acceptat imediat vizita după lansarea invitației noastre și le mulțumim foarte mult. Am să despre domnul Sutung, am mai vorbit aici și o să mai vorbim în continuare. Sigur că este astăzi în centrul atenției pentru că se relansează acest roman, dar mai sunt alături de dânsul și, cum a spus doamna Comănescu, personaje importante, critic literar, doamna, am să spun pe rând, care este și poetă și toți ceilalți. Deci voi prezenta foarte pe scurt pentru fiecare câte ceva. Despre domnul Sutung am vorbit aici acum puțin timp și am spus că am făcut atunci o prezentare a biografiei dânsului, a activității literare și am spus că a absolvit facultatea de limba chineză din cadrul Universității de Studii Pedagogice din Beijing, o universitate de renume și a început să fie preocupat de creația literară încă din anii studenției, iar în 1983 a publicat novele și poezii. După care, sigur, traseul acesta de scriitor profesionist s-a clădit cu multă trudă, foarte multă, cu așteptare a recunoașterii publice și iată că această recunoaștere este una pe măsură, pentru că distincțiile primite pentru creația domniei sale de până acum și aș menționa aici, nu avem vreme să intrăm în discuții detaliate, premiul literar Asia Man, obținut în 2009 pentru romanul Pe malul fluviului și apoi premiul literar Lusin, care este cea mai înaltă distincție din China pentru contribuția sfera literaturii din 2010, sunt distincții remarcabile. Apoi, în 2011, a fost nominalizat la premiul la Man Booker International Prize. Din 1987, când am mai povestit noi aici mult mai pe detalii, pe delete și relaxați, în 1987, domnul profesor Sutung s-a afirmat odată cu publicarea novelei Grădina cu Duz în Beijing, în revista numită Beijing Wenxue, și după aceea au tot venit celelalte, romanul Orez, novelele Viață de femeie și Eu, împăratul Chinei și multe altele pe care din lipsă de timp nu le pot detalia și nici nu pot face prea multe aprecieri. Doamna profesor Vișan va vorbi puțin mai târziu despre romanul care este în centrul atenției noastre astăzi, una de Orez. Am să merg mai departe cu prezentarea și am să-l prezint pe domnul profesor Hu Xiaowen, care este aici lângă mine. De asemenea, un personaj important în sfera literaturii din zilele noastre. Dânsul a fost timp de 8 ani profesor, a ocupat și funcții în administrația învățământului timp de câțiva ani, până când din 2002 a înțeles că vocația cea mai importantă este cea de scriitor și a devenit scriitor profesionist. În palmaresul domniei sale intră 4 romane, un dosar personal, Luna Roșie și mai sunt, nu mai am vreme, mă tem să le menționez și pe celelalte, 6 volume de novele, care de asemenea sunt foarte apreciate și sigur că va mai continua șirul acesta pentru că este un scriitor prolific. Și ne putem da seama de acest lucru dacă judecăm după, de asemenea, după distincțiile obținute, premiul literar Lusin sau premiul acordat prozatorilor chinezi de către revista Selecțiuni din Romane, premiul literar Octombrie și multe altele. Domnia sa scrie cu
despre viața statului, despre tulburările, tumultul acelor oameni pe care de multe ori îi ocolim privirea sau nu-i percepem foarte bine, cei mai oropsiți, oropsiții sorții. Domnul Cusiovân a scris foarte mult cu multă sensibilitate, cu o percepție acută a transformărilor psihologice ale oamenilor într-o societate în tranziție, când frământările sunt numeroase și oamenii încearcă să-și găsească o cale, să-și regăsească identitatea într-o lume care se mișcă permanent. Prin urmare, toate aceste lucruri ne îndreptățesc să credem că într-o bună zi și domnia sa își va regăsi cărțile pe rafturile librăriilor noastre prin traduceri. Am să merg mai departe și vă prezint pe doamna profesoară Kășui Pin, care de asemenea este o scriitoare extrem de apreciată. Este, și a trebuit să vă spun acum ca o paranteză, o completare la ceea ce începusem să spun la puțin mai devreme, când am vorbit despre personalitatea importantă a fiecăruia, și anume faptul că fiecare dintre cei pe care îi vedeți aici sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din China și mai mult decât atât au și funcții de conducere. De pildă, doamna Kășui Ping este vicepreședintele filialei Shanxi a Uniunii Scriitorilor și deci are o activitate foarte, foarte intensă și în sensul acesta al promovării literaturii chineze, al dezvoltării relațiilor culturale pe latura aceasta cu diverse țări. Și domnia sa are palmares o serie de romane, dintre care am să menționez pe cel numit Strigă de către munte, Hanshan, care a fost tradus în mai multe limbi, engleză, franceză, germană, japoneză, mongolă, deci un roman cu reflecții, cu comentarii, cu gânduri așternute, cu foarte multă sensibilitate, de către o scriitoare foarte sensibilă, foarte atentă, de asemenea, la lumea înconjurătoare și la un fin analist psihologic. Probabil că, într-o bună zi, și acest roman va fi tradus în limba română și și vă veți putea convinge la o percepție directă de valoarea literaturii pe care o scrie domnia sa. De asemenea, este câștigătoarea unor premii importante, premiul Literatura Populară, de asemenea premiul literar Lucien, premiul pentru proză feminină obținut în anul 2011 și este și o foarte bună eseistă. Are volume de eseuri pentru această contribuție a primit premiul Pink Seal, care de asemenea este un premiu foarte, foarte important. Am să merg mai departe și am să-l prezint pe domnul profesor Xie Youshun, care a spus să-l prezint pe scurt, să nu uzez de prea multe vorbe, dar cred că merită prezentat pe îndelete. Sigur, este doctor în literatură, este profesor la Universitatea din Zhongshan, de asemenea președinte al Centrului de Cercetare a Literaturii Chineze Contemporane, vicepreședinte al Asociației Prozatorilor Chinezi și are foarte multe funcții și ceea ce sigur este foarte, foarte important este că deține aceste funcții și a primit numeroase distinții pentru activitatea sa în sfera criticii literare. Este unul dintre cei mai importanți critici literari de la ora actuală. Are mai multe volume, n-am să le mai menționez titlurile, fiindcă nu avem vreme și de asemenea are și cărțile sale, este și un prozator foarte apreciat și de asemenea, urmează curentul acesta nou al literaturii chineze, care încearcă să analizeze subtil, fin,
transformările lumii în care trăim, transformările oamenilor, relația omului cu realitatea, cu natura și multe altele, și de aceea chiar în titlurile cărților domniei sale se regăsește cuvântul acesta realitate. Reflecții despre realitate, adevărata realitate și multe altele. Are și un volum foarte interesant care se numește de critică literară Avangarda înseamnă libertate. Sau un alt, deci a scris despre avangardă, noi am mai vorbit aici foarte mult despre avangarda literară chinezească, și un alt volum, tot de critică literară, care se numește Spiritul trecut cu vederea. Dânsul este unul dintre liderii activității culturale din China, și aș mai menționa, sigur că a participat la diverse proiecte ale Ministerului Educației, al Ministerului Culturii, și este și expert în probleme care privesc literatura în cadrul Consiliului de Stat. Deci este un personaj important. Am să merg puțin mai departe și am să-l prezint pe domnul Cao Youyun, care este scriitor și suntem foarte bucuroși poet. Este poet și suntem foarte bucuroși că întâlnim, mai ales cei care își mai fac doctorat, studii, cercetări în sfera poeziei contemporane chineze, au fost foarte bucuroși să-l întâlnească. Dânsul este un poet de naționalitate tibetană, extrem de apreciat, care nu numai că a scris volume de poezie extrem de apreciate, cum ar fi Florile timpului și Lăuta de la graniță, dar se ocupă și de cercetarea poeziei chineze contemporane și a participat la diverse proiecte, a intrat în rândul cercetătorilor în cadrul Institutului cercetarea literaturii, a creației artistice, este câștigătorul numeroaselor premii literare din China, premii naționale, iar de curând a fost nominalizat ca unul dintre cei mai buni 10 poeți de limbă chineză la un concurs pentru ediția 2013-2014. Este extrem de prolific și are volume absolut minunate de poezie care ne aduc în centrul atenției temele actualele poeziei chineze. Noi când vorbim despre poezia chineză ne gândim mai ales la poezia clasică tradusă în limba română. Știm prea puține lucruri însă despre poezia contemporană, însă sigur sper că și în urma acestei vizite vom ști mai multe lucruri în curând și ne vom bucura de traduceri făcute cu mult profesionalism direct din limba chineză. Foarte pe scurt am încercat, aș fi avut mult mai multe de spus despre acești invitații ai noștri. Pot să vă spun însă și un lucru și cu asta am să închei din discuțiile pe care le-am purtat și la Uniunea Scriitorilor astăzi de dimineață și cu ei în mod direct. Sunt niște oameni absolut minunați, sunt niște intelectuali desăvârșiți și sunt foarte dornici să contribuie la promovarea literaturii chineze în România și vor face toate eforturile necesare pentru a înlesni o promovare mai bună, mai largă a valorilor culturale chinezești, a valorilor literare actuale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamne profesoare Luminița Bișan, de la... Eu combinație. Da? Eu combinație. Sunteți surori gemene, nu? De la Catedra de Limbi Orientale a Facultății de Limbi Străine din București și co-director al Institutului Confucius din București, pentru această prezentare care a făcut, de fapt,
un tur de orizont foarte exact, percutant, în puține minute. Și ne-a convins, într-adevăr, că astăzi avem o întâlnire cu mari scriitori ai Chinei de astăzi. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Florentina Bișan, doamnei profesoare Florentina Bișan, care este șefa Catedrei de Limbi Orientale de la Facultatea de Limbi Străine din București, asemenea, doamnei profesoare Luminița Bălan, domnia sa este o mare traducătoare. Amândouă s-au întrecut și l-au tradus minunat în limba română, printre multe alte traduceri, mai ales doamna profesoară Bișan, pe Moyen, scriitorul căruia i-am dedicat până acum 5 romane publicate în limba română și urmează un volum din cel mai frumoase povestiri în traducerea doamnei Bălan. Înainte de a-i da cuvântul doamnei profesoare Bișan, aș vrea să vă spun că am ales acest roman din opera lui Su Tong pentru că mi s-a părut că e cel mai potrivit pentru a începe publicarea domniei sale în limba română. Nu numai datorită faptului că este primul roman al domniei sale, scris în 1991, ci pentru că este cea mai bună introducere în literatura pe care o face. Este o literatură despre care s-a spus că în ea Balzac cu Zola și-ar găsi sufletele gemene. Dar dincolo de asta, așa cum am scris pe coperta a patra, este un text, acest roman, și așa e literatura lui Su Tong, foarte bine ritmat, este un text în care violența se întâlnește cu poezia și foarte greu să redai gradele violenței și în același timp să poți să fii realist și să faci și poezia adevărată care să emoționeze cititorul dincolo de acea emoție creată de violență. Ambele fiind emoții nota bene estetice. Mai vreau să spun un lucru, că Su Tong a scris acest roman în 1991 și cenzura din China a tot tras de el, l-a rescris, până în sfârșit i-au dat drumul pe piață în 1993. Romanul a fost ecranizat în 2004 de Jiang Yimou. Da? Și este filmul de asemenea, pe care îl puteți găsi pe internet, este un film impresionant. Lumea lui Su Tong este o lume în care foarte departe de Moyen, cel care se apropie de literatura sud-americană prin combinația dintre fantastic, mitic și realist, este o lume a realului în care autorul știe să creeze niște personaje extraordinare, făcându-le de fapt anatomia în sensul cel mai european al cuvântului. Am citit din literatura chineză câțiva dintre mari autori în traduceri englezești și traduceri franțuzești. Vreau să vă spun că dintre toți scriitorii chinezi actuali, Su Tong este cel mai european scriitor chinez pe care l-am citit. Permiteți-mi să-i dau cuvântul doamnei profesoare Florentina Bișan. Da. Trebuie să spun că îi revine inimii Humanitas și doamnei Denisa Comănescu aici de față meritul de a fi făcut echipa noastră de traducători sinologi
să se reorienteze de la canonul literaturii clasice spre scriitorii chinezi contemporani, ceea ce este un lucru minunat. Faptul că s-a ales atât de bine un roman ca Orezul al lui Su Tong este remarcabil și arată ce mână bună are editura și editorul. Faptul că cititorul român l-a primit și l-a omologat în rândul marilor romane ale lumii, i-a confirmat valoarea și arată că avem de-a face, într-adevăr, cu o capodoperă. Dacă spun câteva cuvinte în seara asta, în criza de timp care ne caracterizează, nu? Nu? Vreau ca ele să fie cu două obiective. Să spun ce mare scriitor este Su Tong, asta poți să-i traduci totuși, măcar laude poți să-i traduci, și ce capodoperă, și faptul că este Orezul o capodoperă. Să mă opresc măcar atunci când sunt lucruri pe care să-i le spui. Care se înscrie în marile romane ale literaturii universale. 这是世界上想说他们可以说是一个奇迹。deci de ce este Su Tong un mare, un foarte mare scriitor? În primul rând pentru rolul pe care l-a avut în avangarda chineză de după anii 80. Rolul său a fost acela de a deconstrui estetica realismului socialist. Miza cea mai mare pe care el a propus-o era aceea de a ataca pretinsa obiectivitate a narațiunii lineare și, în același timp, colectivismul opresor al sinelui frustrat. Ceea ce dorea el era eliberarea eului creator, eliberarea subiectivității, artistul să fie despovărat de servitudea față de politic. Această autonomie a artistului care să-l facă imun la ideologia politică. Se pare că a fost fidel acestui crez și este în continuare fidel acestui crez. 他首先是一个就是典型先锋的代表，他主要的是他愿意离开当时六十七十年代的社会现实写作方式，他想解放的，他想脱离政治意识所写新的一种文学。 În prefața uneia din novelele sale spune foarte frumos: scrierea unui roman e idoma cu construcția unei case. Trebuie să ai un plan extrem de subiectiv și de original și acesta cere inteligență și curaj. 对对，东老师来说，写小说就像盖房子，要有一个蓝图，要一个结构，要是一个比较踏实的结实的结构。Temele sale preferate sunt deconstruirea istoriei și descrierea realităților contemporane, dar nu în registrul înalt, eroii revoluției nu sunt personajele sale preferate, dimpotrivă, eroii marginali, oamenii simpli, povestirile sunt povestiri banale, nu povestiri care arată fapte extraordinare. 他喜欢历史的结构，他的人物不是很特殊的那种很伟大的那些英雄，他们是普通人，普通人说普通的故事。Iar s-a spus că este referitor la istorie, subiectul său preferat, că este o metaficțiune a istoriei, adică preferința pentru istoria nu în obiectivitatea ei, ci în viziunea personală, redată în povestirile orale, în cronicile de familie, în scrisori, istoria mică, așa cum știți foarte bine, preferând istoriile locale, istoriile alternative, nu conglomeratul, monolitul istoriei mari, dinastice, oficiale.
他喜欢的那个历史不是官方的历史，是小历史，是个人的历史，是私人的历史，是地方的历史。Cât expresat, cel de-al doilea mare obiectiv al tematic, i s-a reproșat că n-a trăit glasat și că totuși, iată, redă un sat imaginar. I s-a reproșat că descrie satul Sudului defavorizându-l, depreciindu-l. Este adevărat. Scriitorul chiar și spune la un moment dat, remarcând decadența, starea demitizată a Sudului, că uneori Sudul îi face greață. Chiar aceasta este exprimarea sa. Dar și chiar scrie un roman în 1992, publică un roman care se numește Nanfan Taolo, Decăderea Sudului. Aș spune că cele două reproșuri pe care, despre care chiar putem să-l întrebăm, nu-i aduc decât faimă, îi aduc mai mult, îi arată mai mult talentul, pentru că e vorba de un sud imaginar, îi revizitează peisajele, îi reface, reconstruiește personajele într-o manieră subiectivă și totuși plină de nostalgie. Însă o nostalgie despovărată, debarasată de sentimentalism. E acolo cruzime, este într-adevăr decadență, este într-adevăr violență și aici s-a spus că seamănă mai degrabă cu scriitorii, pentru cei care învățăm istoria literaturii chineze contemporane, cu cei din valul sau curentul nativist și nu, și nici și de asemenea se opune la estetizarea satului, așa cum fac scriitorii căutărilor rădăcinilor.另外一个题目是村庄，苏老师特别喜欢写村庄，但是有人说他其实从来没有在农村生活过，所以呢，他写的那个农村故事是真正的地地道道的农村。他以前好像曾说过这样的一句话，他说有时候南方的那些农村，他让他感到有点不舒服。好像92年写过一篇小说叫《南方堕落》啊，但是虽然他没有在农村生活过的，他所描写的那个农村不是真正的地道，真正的那个南方农村，他是他想象的农村，他想象的农村也包括一种怀疑，对这种世界的一种怀疑，所以韦翔老师觉得。这种写法很靠近乡土文学，他写的他不把农村像那个许昆文学美化。Orezul este o capodoperă. De ce este orezul o capodoperă? Pentru că sigur că reia exact aceste teme. Tema istoriei și tema satului și confluent la întâlnirea sa cu orașul, cu metropola. Romanul este, descrie mai mult orașul, dar întotdeauna există fundalul acesta al satului pe care îl aduce cu sine personajul principal, Cinci Dragon. Este, s-a spus că este jumătate istorie, jumătate alegorie. Ipar Lixi, Ipar Yuyen. Este într-adevăr așa. Romanul se află în acest vortex al istoriei, al trecerii de la tradiție la modernitate, de la sat la oraș. Și exact această tensiune, exact această incompatibilitate a codurilor, este marea temă a lui Sudul. Schimbarea și criza pe care o aduce, costul, drama monstruoasă pe care o aduce schimbarea, e o lecție a istoriei pe care o știm și noi. Nu poate o societate tradițională să treacă la modernitate fără mari costuri, fără mari drame. Este până la urmă o temă atât de mare încât aș spune că este, nu este numai istorie pură, este drama culturii chineze.《米》这部小说，里边也有这两个题目，有历史，有乡村。虽然《米》讲的，一般讲的都是城市里面的事情，但是它跟村庄有关系。《米》好像是它主要的题目，主要的
问题是，一种社会怎么从一种传统社会怎么变成一个现代社会？这种变化带来的危机，对这种变化要付出的代价。Romanul cred că este mai mult decât un roman chinezesc. Spunea doamna Comănescu că este foarte european sutun, este foarte universal sutun. El se ridică în universalitate acest roman. Narațiunea lui este o, într-adevăr o alegorie morală, alegoria acestei schimbări de care vă vorbeam, alegoria dorinței nemăsurate, și asta o ridică în universalitate și personajul ei intră în galeria marilor personaje. Comănescu, nu știu, mi, ce vă spune, și Su lău și ta și zai soi o zungo zoze tam zung zui văr fa de. Mi, ce vă spune, și e o hău zău de fân de. 韦翔老师却觉得这部小说是属于全世界的，舞龙它属于全世界的，是在任何国家都能找到那个人物。Universalitatea narațiunii. Bun. Dacă ați citit romanul, ați putut vedea câtă ingeniozitate narrativă are acest scriitor. Eu l-am citit de mai multe ori și mi-au trebuit etape ca să-mi dau seama de câtă măiestrie și câtă cizelare, câtă atenție la detaliu infim este în acest roman, dar și la construcția mare. Pentru că nu este, așa cum eu de pildă mă așteptam, un roman de avangardă, un roman de experiment. Nu. Este un roman neorealist, i-aș spune. Sincer, un roman neorealist în care, într-o formulă proprie, se amestecă și naturalism, se amestecă chiar, dacă ați văzut în descrierea satului, un soi de expresionism foarte interesant, pentru că în descrierea orașului, iertați-mă, descrierea orașului nu este orașul acela realist, pozitiv, prezentat așa cum este la un scriitor modern ca Mao Tun, ci este un oraș încetoșat de fumul industrial, cu lăcașe, cu prăvălia în penumbră întotdeauna, mistuit de patimii ascunse, acoperit de mirosuri pestilențiale, de miasme, care arată violența și ruzimile monstruoase în spatele sau declanșate de această dorință. Dorința ascunsă, care se spune că este la supun, chiar un soi de modus operandi al istoriei, ca o notă foarte originală. Dorința pe care noi o cunoaștem din discursul neoconfucianist și din cel budist. Mi, ce vă spune, Wei Shan Lao Shi kan le hao ji bian, jie de xie de fei chang cong ming, xie de fei chang qi, ren wei bu shi yi ge xian feng xiao shuo, ye bu shi yi ge 香艳小说是新写实主义，其实靠近新写实主义。但谜里边的这个城市，这座城市不像矛盾小说里边的那城市。谜里边的城市，它有好像是雾中的一种城市，它有一种愿望带来的暴力。这种暴力也是有时候是历史的动机。Vorbeam de dorință care este un mobil în spatele acestei literaturi care a fost numită decadentă, tocmai pentru realitățile decadente pe care le descrie, pentru, cum spuneam, absurdul, autodistrugerea, nihilismul, fatalismul care sunt înscrise în roman. Dar este în același timp un roman al unei viziuni creatoare. Fatalismul poate fi, cum să spun, închis, bușonat, pesimist, dar poate avea și o deschidere spre viitor, spre lumină. Cred că romanele ulterioare ale lui Su Tun arată și pledează pentru această deschidere. Acest
有人说这个小说是堕落小文学，水堕落文学。里面苏老师他荒谬这个情况，但这个荒谬不是一种绝对的，不是一种没有希望的这种荒谬。这个荒谬其实可以影响将来，有一种也可以当作一种开头。Cred că lecția romanului este aceea despre care vă vorbeam, o lecție a istoriei, a culturii și că ne face atenți la momentele de mare anomie, de la ieșirea din țâțâni a lumii, la ieșirea din comunitatea umană, la momentele de criză spirituală, de emoție, de anarhie emoțională, care pot crea monștri.苏老师的小说让我们注意到精神上的这种危机。Eu cred că pot să mă opresc aici pentru că ar fi foarte multe lucruri pe care eu am încercat să le spun din experiența mea de cititor. De cititor, să zicem, ceva mai avizat. Nu de critic literar. Și eu m-am îndrăgostit de romanul lui Sutung, cum am spus, pe etape. Am avut o altă așteptare și această așteptare a fost într-un fel dezamăgită, dar depășită de oferta finală. Voi 但是他看小说的时候，他发现了其实他原来想的不一样，穿越了他原来想的。Eu sper că și alți traducători o să îndrăznească să traducă din Sutung. Colegul nostru, Dinu Luca, a tradus, așa cum spunea doamna Comănescu, magistral. Și vreau să spun că n-a fost deloc ușor și să-i spun domnului Sutung că cel mai greu cred că i-a fost colegului nostru atunci când a tradus la nivelul registrului de limbă. Felul în care vorbeau cei din familia Feng, care aveau un fel de microolect personal și care trebuia marcat în limba română, care nu are chiar atâta bogăție în varietăți, în varietățile de limbă. Noi, fanii, din Luca, de他的翻译也是特别，翻译的特别好，尤其是他翻译闽里边的那种语言那种方言，他觉得做的工作其实不错，因为有时候跟罗语完全不一样，所以翻译这样一个语言其实不容易。但是他做的很成功。其实虽然你看不了罗语版，但是我觉得你可以对这个录音版很满意，对这个翻译。因为不好意思，请大家谢谢，就是主持人，谢谢李敏，谢谢这位老师，这位教授，高兴用很长的时间在介绍我的作品《你》。Mulțumim, doamne Comănescu, mulțumim, doamne Bălan, mulțumim, doamne Vișan, care au vorbit despre romanul meu urez. Este primul meu roman de roman. Am scris romanul destul de repede, aveam 20 de ani când am scris acest roman. Sunt oameni care spuneau că eram puțin de pe altă lume, pentru că și scriam un roman rău.
Și eu le spuneam că scriam un roman greu pentru că scriam un roman experimental, pentru mine a fost un experiment. Eu vreau să scriu un roman care să vorbesc despre natura umană, să vorbesc despre relațiile interumane, să vorbesc despre tensiunea dintre om și realitate. Și pentru mine, romanul Orez, într-un fel, este un roman de science fiction. 所以这个小说对我来说是一个很奇特的经验。我楼下有一位女邻居，是一个画家，她因为对我印象觉得我是一个很温和的人，但是她有一次看我的女的时候，她半夜里尖叫起来，说这个人写出这么残酷的细节的时候，就住在我的楼上，我谁知道以后会发生什么事情。 Vecinul meu pe atunci era un pictor care credea despre mine că sunt o persoană foarte cumsecată, o persoană de treabă, pentru că ce mi-a citit romanul s-a trezit în miezul nopții urlând, gândindu-se un om care poate să scrie asemenea roman, cine știe ce poate să facă mai departe. Da, știa și el cum roman. Și un vecin poate să fie un vecin bun chiar dacă a scris un asemenea. 对，因为我说点题外话，因为这个我今天蛮感动的，因为一方面是看见这么多罗马尼亚的朋友，我完全没有想到会有这样的场合，就是我以前，比如说都有对有中国想象、东方想象，我有罗马尼亚想象，啊。 为什么我有罗马尼亚想象？我今天在跟几位跟卢敏啊，跟都谈到，就是因为中国跟罗马尼亚非常特殊的这么一个历史社会那种关系啊，使我们在很小的时候，在我们看不见美国电影，看不见日本电影，看不见其他国家电影的时候，让我们看见了罗马尼亚电影。 Astăzi, pentru mine, m-am fost foarte impresionat. În primul rând, pentru că nu mă așteptam ca astă seară să fie atât de multă lume prezentă. Și pot să vă spun că în imaginația mea, România exista. Există China, există Estul, dar există și România, pentru că atunci când noi eram mici, nu puteam vedea la televizor filme americane. Și vedeam la televizor filme românești. 所以我的罗马尼亚想象也很奇特啊，它主要是来自于几部罗马尼亚电影。那么一部电影，因为我今天跟卢米也谈到这个，这个关于多瑙河之波啊，就是我到现在我真的很想再看一遍这部电影，因为那里头最关键的是，对于一个少年人来说，那个电影的女主角是我觉得当时世界上最美的女人。 而且他的名字，电影里的名字叫安娜，这个我到现在记得太清楚。 imaginea pe care am eu față de despre România e deosebită pentru că și pleacă de la un anumit film, un film care se numește Valurile Dumnezeu și pe care aș vrea să-l revăd. Și este un film din care îmi amintesc actrița principală pe care o chema Ana și care pentru mine era cea mai frumoasă femeie. 所以我对齐奥塞斯库没兴趣当时，但是我确实对多瑙河与那个船上的安娜，我充满那种奇特的，就不好说这个，不知道是什么啊。就是所以我的罗马尼亚想象是这部电影激起来的一条河流和一个非常漂亮的鱼。 Nu eram interesat de Ceaușescu, eram interesat de această frumoasă fată, Ana, de pe o barcă, de pe un fluviu. 当然，还有一个想象，说实在的，就是一个作家的想象，对于自己读者的想象。因为我记得我出版第一本书的时候，我把这个
书放在我的枕头下面，那么天天放着，要喷那个油墨。你知道那个时候我们中国的印刷很粗糙，每本书印出来有很强烈刺鼻的油墨清香，但我认为那是世界上最好闻的味道啊。所以我闻的那个味道，我想象过我的读者啊，我的读者，确实因为我喜欢地理，我会想象啊，最南面西双版纳，这个五千册书印了五千册，我想象这五千册书，哎，他如果往南走，最南可以走到西双版纳啊，云南省，最往北可以走到大兴安岭啊。我其实想象过我的读者，但是我确实从来没有想象过有一天我的读者会在多瑙河旁边的罗马尼亚布加勒斯特，所以这说起来这都是文学带给我的惊喜，也是奇迹，也是奇迹。Și mai este și imaginația scriitorului. După ce am publicat prima carte, am dormit zile întregi cu ea sub pernă. Și pe vremea aceea, tehnica folosită în final era dintre cele mai bune și cerneala mirosea foarte puternic. Miroseam cerneala în fiecare seară și mă gândeam că este cel mai frumos miros din lume. Mă gândeam cine poate să-mi citească romanul și mă gândeam că romanul poate fi citit de undeva din sudul Chinei, granița cu Birmania, până în nord, la granița cu Rusia. Nu m-am gândit niciodată că cititorii mei vor sta de-a lungul apelor Dunării. Și de aceea vreau să mulțumesc editurii și vreau să mulțumesc literaturii pentru că am prilejul de a sta cu dumneavoastră astăzi seara. Am spus deja prea multe, sunt împreună cu mine alți patru colegi și le dau cuvântul. Vreau să mulțumesc doamnei Vișan pentru frumoasă prezentare făcută. Domnului Sutom, ce să-i mai mulțumim, că ne-a șarmat pe toți și pe toate. Cu Ana de la Dunăre, care era cea mai frumoasă femeie, dar nu numai cu ea. Și mai ales că ne-a spus un lucru foarte interesant, că de fapt acest roman a fost un experiment. Și acest lucru este foarte important, pentru că e clar că viziunea scriitorului a putut să o cuprindă acea realitate în care nu a trăit. V-aș propune acum să le punem întrebări scriitorilor din delegația chineză, domnului Sutung și celorlalți prezenți. Noi avem întrebări cât cuprinde, dar m-aș bucura dacă ați spune și dumneavoastră întrebări. Cine vrea să înceapă? Okay.谢谢陈婷今天和明天都要在罗马尼亚，就是跟读者见面。来了很多人都对你很崇拜。我想问一下，从作家的角度，您希望您自己的每一部作品今后希望被翻成罗马尼亚语，让更多的读者来了解苏童，了解我们中国，尤其是苏州，也是我的故乡。谢谢。 Au fost aduse în română romanul Orez și de asemenea Culegerea soții și concubine. Care roman al dumneavoastră credeți că ar trebui tradus în limba română în continuare? Pentru că asta, după cum vedeți, există foarte multă lume care vă citește și care vă place, care sunt prezenți aici. Suntem doi editori care îl publicăm. Și cred că nu aș vrea, dacă s-ar putea, să ne spună domnul Sutong ce roman trebuie publicat, ci să ne spună care sunt romanele care mai sunt. Dar ce roman trebuie publicat? Mi, Cici Cengxun, sunt 2 putin de 出版社 出版的.
是竞争，所以呢，我们来说，你是希望你不会提到，你不会说，应该翻译的这部小说史是那部小说，不是那部小说，不要说这个，因为两个是关系是不同的。最好的是说，你是你都写的那些小说，我希望不要翻译七写进去。就是，我自己个人来说，其实坦率的说，我对我以前早期的作品是不满意的，我总觉得这些作品，说实在的，我甚至想象过像福楼拜写情感教，重写情感教育啊，大家知道福楼拜先生写情感教育写了两遍嘛，而且隔了十年，然后我确实在研究对于自己不满意的作品是否要重写，但是。在我研读了福楼拜的情感教育所谓的第二稿之后，我发现这个小说跟波法利夫人差太远啊，这部小说，那么我就特别好奇，哎，他那个第一稿我上哪找去啊？所以现在我们看不到情感教育的第一版，是这个疑惑使我打消了我重写任何作品的念头。所以我觉得挺好，以前的作品有缺陷就留在那里吧，包括它的缺陷，也包括它的生机，这是我的一个想法。那么第二个想法，好 ，OK， 再讲。Sincer's spun nu pot să spun că nu sunt mulțumit de ceea ce am scris eu la începutul carierei mele ca scriitor. Flaubert a scris un roman care în chineză se numește Jinghan Jiaoyu și care în română nu știu cum se numește, nu știu cum se numește, pe care l-a scris de două ori. Și a doua variantă a romanului era foarte diferită de prima variantă a romanului și cea de-a doua variantă este la, foarte diferită de Madame Bovary. Nu spun că scritura mea de început nu este, nu este mulțumitare, dar ai urmă. 所以说回到我真的最想最想就是希望就是带给读者的，当然是我自己认为毛病最少的那一种，但真的不代表最好的。那毛病最少的就是我最近的两部长篇，那是属于我写作，我一直说那是我愿望当中要实现的作品，就像荷兰，就像我一定要写一部荷兰，那我实现了。然后我说，在我在五十岁时候，我要写一部真的就是我们老家苏州啊，一看就是苏州范儿的那个故事《黄泉记》，这个我也实现了。那这两部作品长篇小说，我特别希望带给读者。另外一个，我确实自己一个人非常喜欢我的近将近200个短篇小说当中，一半以上有100篇，我自己都是可以说我都觉得不错的。是这一部作品我最想最想就是让读者看到的。Sper să le prezint cititorilor mei textele de care eu sunt cel mai mulțumit, textele care conțin elemente cele mai puțin elemente de care nu sunt mulțumit. Și acestea ar fi ultimele romane pe care le-am scris și de asemenea din cele 200 de, aproximativ 200 de novele pe care le-am scris, cam jumătate, cam 100 dintre acestea sunt novele pe care eu sper să le pot prezenta publicului. Să rădic. Întrebări? Puteți spune întrebări de referitor la literatura chineză și celorlalți membri ai delegației. Cei de la Catedra de Chineză s-au gândit să întrebe câte ceva. Mulțumesc!
Romanul lui Clover este educație sentimentală. Bună seara, numele meu este Amedeo Ene, sunt jurnalist la o televiziune de știri, dar sunt aici în calitate de fan al domnului Sutong. Vă rog, Amedeo Ene, spune-mi să țiță, cam să ați intens Am descoperit cărțile dumneavoastră abia cu o lună în urmă, am început cu Lumea de Orez. O să-i vei ce fac să-i intră. Cred că se o să cam mi-i intră pe Apoi am luat soții și concubine. Gestea de aici de ce știu. Și apoi eu sunt după la fiță. Păi vă de să o dar știu, am să spun. Sunt încântat că le-am pe toate, deocamdată. Aștept să mai traduc editorii noștri. Eu ce este că se așa o mă cauțin, o să mă am mai cu eu cântă o Vreau să vă spun că Ana adolescenței dumneavoastră, actrița din filmul despre care vorbeați, este una dintre marile noastre actrițe, s-a dus din păcate cu câțiva ani în urmă și a refuzat o carieră la Hollywood. Asta poate că vreți să știți. Eu tot să văd Ana, ta și România, cei văitată nimeni în cei, ta cei ani, și ta cei de li hai România și ca la ei. 而且我加上今天是圣安娜，也是一个节日。嗯，阿斯加圣安娜。伊丽娜佩特斯。伊丽娜佩特斯，她名字叫伊丽娜佩特斯。嗯，referindu-mă la lumea de orez, întrebarea mea este foarte simplă, pentru că aproape că m-a șocat duritatea poveștii și încrâncenarea și toată suferința personajelor pe care le-am descoperit în această carte. Și am descoperit povești similare și în Soții și Concubine. Întrebarea mea pentru domnul Sutong este dacă nu crede în povești cu final fericit, nu crede în happy ending, toate poveștile domnului Sutong sunt tragice, dramatice? Întrebarea, asta e. Dacă toate personajele sunt tragice și dramatice. Vă mulțumesc. 我看了米尼这部小说的时候，我当时的已经，我觉得很暴力，很悲剧，而且集结成序也很残酷。他想问您，不相信一个故事可以有 happy end， 有好的一个结束，都是这么阴湿的，都是这么阴湿的世界阴森的，都是这么高兴。 因为我其实我多年来一直在被很多读者朋友，我觉得是质问。但是你所有的小说当中，你就不能温暖一点吗？也花的不是，当然我这话你也不能说是起码冷的，然后呢，当然。然后这个问题是很折磨我的。是啊，但是我自己认为我在现实生活当中是一个很温暖的人。 Dar eu, în viața de zi cu zi, sunt un om foarte cald. Dar și, eu cred că, cumva, eu sunt foarte fuza. Doar că, Doar că, probabil că, eu sunt, am un caracter foarte complex și că, în roman, îmi scoate în evidență latura negativă. Da, dar, acesta este, ci se vă, nu rețin de sofa. Eu sunt un, 在写作当中，我知道很多读者对看我的小说他不愉快，他看完了不愉快。发现我是阿萨，或是跟我们说，是蛮愉快。但是，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 
专家，或者是一个花卉养殖的专家，或者是有一些文章，我觉得是他们的任务。Eu nu cred că un scriitor care îl face pe cititor să se simtă fericit este neapărat un scriitor bun. Asta este sarcina unui croitor, sarcina unui nutriționist, dar nu neapărat sarcina unui scriitor. 所以我觉得是我觉得就是我一直觉得我自己的写作，因为这么多年来，我能意识到
我写作当中的这个他对人可能产生的对读者可能产生的影响啊，这个影响他我一直觉得我不是太阳，我是月光啊。那么我不是太阳的光，我的小说的光不是太阳的光，有可能就是月光啊。那么这个好像似乎无法更改啊。那么有时候接受月光喜欢月光的人，他对我的作品可能会产生一种愉悦，尽管觉得有点冷，但是他来了，我觉得可以。所以我在我对于我小说的这个事实上我对人性对于世界我的世界观啊，我自己的成熟是伴随着我自己的写作在替我成长啊。我的写作一方面我觉得一个作家最微妙的一生生活他的世界观远未成熟啊，我经常想到托尔斯泰80多岁去火车站的时候，我觉得这个真是我想象当中的一种作家的生活啊，就是非常像一个孩子一样啊，就是我特别希望的是通过我自己的创作寻找最后完善我的整个世界观人生观或者我个人的这个历史。所以这个里头从来我不考虑到温暖啊冰冷啊阴暗啊，这都是成长的某个元素啊，某个元素。Știu că romanele mele poate să influențeze cititori. Eu am considerat că romanele mele nu sunt precum lumina soarelui, ci sunt cum este lumina lunii. Sunt oameni care sunt sensibili, sunt oameni cărora le place lumina lunii, sunt oameni care o consideră rece, dar suportabil. Scritura mea crește odată cu mine. Scritura mea și prin aceasta vreau să îmi perfectez, să îmi transform modul în care eu privesc lumea din jur. Într-un fel, imaginea pe care, o am în minte este cea a lui Tolstoi la 80 de ani în gară. Pe măsură ce scrie, scritura se transformă odată cu el. Nu caut lumină, nu caut căldură, nu caut fric, nu caut violență. Și am o mică nedumărire. Care ar fi, după părerea dânșilor, diferențele majore între literatura chineză și cea japoneză? Eu nu prea fac diferență între ele. Când citesc, de exemplu, traduceri, mi se pare într-un fel aceeași tonalitate. Și aș fi curioasă dacă dânșii consideră că ar exista un avantaj, poate, sau care ar fi avantajele literaturii chineze, poeziei sau prozei chineze asupra celei japoneze, dacă ar exista o diferențiere. 我的名字是安雅，我很喜欢亚洲文学。我想问在场的各位，你认为中国和日本文学有什么区别？因为对于我来说，我看翻译的作品的时候，我觉得有很多相同之处。您可以告诉我们，中国小说跟日本小说有什么不同，有什么优势？写老师啊，我写日本家。日本的文学留给我们最深的一个印象，比如说他会把颓废、把堕落看作是美，啊，像川端康成的作品就最典型。那么这个同样的这样一个
文学的品质在中国或许就有不同的表现。În primul rând, să vă spun, asta este din partea mea. Eu vă iau hoți ca cea日本人的名字你你你汉字的时候我都不知道你的名字。pronunția chinezească a numelor japoneze nu este cunoscută. Kawada. Deci, unul dintre elementele tipice literaturii japoneze este transformarea decadenței în frumusețe. Este un element care nu este neapărat de regăsit în literatura, în literatura chineză și a dat exemplu un scriitor japonez pe altă lume, în japonez nu-l cunosc. Kawabata sau Mishima? Kawabata.他对比如说颓废对堕落这样一种的人性的品质他会有冲突有挣扎他甚至会有批判所以他包含着不同的对人性的一种理解în scritura chineză veți găsi o stare de conflict când vine vorba de decadență, o atitudine critică față de aceasta, pentru că este un alt fel de a înțelege natura umană. Dar 二者虽然同属东方和亚洲，其实，从文学的精神品质上还是有非常大的区别。Cele două tipuri de literatură au origini diferite și, spiritual vorbind, ele nu se trag, nu au aceleași surse de inspirație.我不想说太复杂，我想说简单一点。就以苏童为例，他在成长的过程当中，受的欧美文学的西方文学的影响，远远大于日本文学对他的影响。啊，这也证明说现代中国的精神，我觉得，和可能西方的精神的相似性也许更大。De exemplu, să luăm de exemplu pe domnul Sutung, el este mult mai influențat, de-a lungul carierei sale a fost mult mai influențat de literatura occidentală, literatura europeană, decât de literatura japoneză. Nu este, literatura chineză contemporană este mai apropiată de literatura europeană decât de cea japoneză. Conclusia mea este că肯定超过了日本文学，所以你们多读一点中国文学吧。și ultimul lucru pe care vreau să spun este că rezultatele sau textele, scritura chineză contemporană este superioară scriturii chineze japoneze, de aceea trebuie să citiți cât mai multe romane chineze. Sure. Cercetează poezia, cum se zice, pentru că este foarte mult sală despre poezie. Vino mai în față, Paul.由于这近年来的一些争论，例如梨花旗、杨高旗，还有吴清平，这样的现象等等，网络上的很多读者觉得当下的诗歌，不算是真正的诗歌，所以说到诗歌已经死了。对你来说，诗歌还存在着吗？中国当代诗歌还有未来吗？谢谢。Mă trebuie să-ți traduc întrebarea. Pentru că, având în vedere că în ultimii ani pe internet, pe online, ne găsesc ca loc nenumărate dezbateri, de genul Cinții,
Ianga Oșința, o bucatie, au fost niște texte scandaloase, în care au venit numeroase controverse. Numeroși cititori au ajuns la concluzia că în ziua de astăzi poezia care se scrie nu mai este o poezie adevărată și atunci au ajuns la concluzia că poezia chineză a murit. Și ne-am întrebat pe domnul Cao Youyun, poetul reinventat în seara aceasta, dacă poezia chineză într-adevăr mai există și dacă mai are viitor. Mulțumesc!好，谢谢。我对以上这个问题呢做一个简单的回答。关于梨花体，这只是其他什么体在网络上炒作成为一个事件。那么在我的理解之中，这些被炒作出来的诗歌的事件不是诗歌本身，其实跟诗歌的本身或者诗歌的本质相去甚远，甚至跟诗歌自身的真理没有什么多大的关系。作为我本人来说，我对网络炒作的一些事件或者是一些话题本身并没有多大的兴趣。我对诗歌本身的一些真理呢，有着比较多的一些兴趣。În primul rând trebuie să vă spun că ceea ce apare pe internet, acel tip de experiment, după mine, nu este poezia adevărată. Nu prea are legătura cu poezia în sine. Nu sunt foarte interesat de fenomenele de pe internet și de aceea nu am foarte multe de spus, nu mă interesează. Mă interesează poezia adevărată, despre asta pot să discut. Mai există o întrebare. Care e cea mai importantă trăsătură a poeziei chineze contemporane? 刚才的一个问题呢，我还可能有两句话没说完，就是刚才提问之中说，现在的诗歌是否死亡的问题？在我的理解之中呢，不存在什么这个诗歌流派那个主义，我对这些都不感兴趣。我认为诗歌它就是诗歌，什么流派的、什么主义的这种区分是没有多大意义。这个可能就是为了一个说法方面的一个方便而已，在我看来也跟我的这个对诗歌的认识或者是自己的写作的实践来看，诗歌它是一种与人类的精神永恒的一种存在，诗歌永远不会死亡，诗歌有它自身的特别顽强而坚韧的生命力，只要我们的这个生机盎然的星球存在，我们人类的生命存在，那么诗歌将会永远的存在。Ai întrebat dacă poezia a murit. Pentru mine asta nu poezia, dacă poezia este vie sau moartă, diferitele isme, diferitele stiluri nu sunt deloc importante. Poezia reflectă spiritul uman și atunci poezia nu moare. Adică noi o să fim vii pe pământ și o să trăim, poezia o să trăiască împreună cu noi. 最后一个问题，关于当代中国诗歌最大的特点，在我看来，那么就是中国当代的诗歌从开始的对于政治的图解，或者是口号的，或者是一种空洞的一种诗歌，回到了诗歌本身的正确的道路上来。那么诗歌的发生的动力或者是原点不一样的，诗歌从日常生活出发，诗歌从我们的一日三餐出发，诗歌从我们的行走，从我们的日常的言语，乃至是从我们的梦想出发，那么我认为这是当代的诗歌从北岛他们那里的人开始，通过几十年的艰辛的探索，现在我可以自豪地说，中国的诗人和中国的诗歌已经行走在比较正确的一条道路上。În ceea ce privește principala trăsătură a poeziei chineze, pot să spun că în momentul de față poezia chineză nu mai este legată de politic, nu mai este legată de slogan. Drumul poeziei s-a depărtat. Poezia izvorăște din viața normală, din sufletul omului, poezia izvorăște din vis și pot să spun că în momentul de față poezia în China, și asta este principala ei trăsătură, a intrat cu păcaș normal.
Cătălin, mă numesc. Am spus la început că romanul La Doresa a fost cenzurat an la rândul. Vreau să știu dacă astăzi teatrul chineză, care vine în formă comunistă, și unde libertatea de exprimare e subiect sensibil, dacă există astăzi în China, format că mai există, un organism de cenzură, dacă scriitorii se simt cenzurați, o presiune din partea organismului de stat, în sensul acesta, am văzut.我想问现在在中国还有审查这个现象还有这些要批准某一个小说的那样的单位的机构中国的作家对有没有这个这种意识要注意一些什么这个问题是比较有难度的。嗯，要不要把它放在里边去了？我不想回答的。新牛老师，因为你确实是你当年曾经有一段时间，大概有半年的时间，因为是关于我写的性描写，你当中的一段性描写啊，曾经有一段时间是。Este adevărat că romanul Lorez a fost interzis la început, a fost interzis pentru jumătate de an și motivul pentru care a fost interzis a fost modul în care eu am deschis o scenă de sex. Editura nu a făcut decât să elimine descrierile exagerate legate de sex. Nu a fost publicată doar pentru 6 luni și apoi n-a fost. 但是关于这个审查制度的这个问题是我估计是每个中国作家最头痛的因为都是要问到但是我觉得有一点就是特别不可回避的啊不可回避的因为世界上不可以说这个世界在分崩离析啊不可以说是世界在分崩离析但是意识形态确实各个不同没有办法，我们必须在有每个人的生存之所以有趣，每个人的生存之所以可以学习哲学，甚至我刚才说的学习人生观，就是因为你处在不同的游戏规则之下，学习生存，学习写作，而写作本身，它对我的魅力，啊，超越一切，审查不算什么，即使它有。În ceea ce privește cenzura, este e o problemă, e ceva cu care ne întâlnim toți, care îmi dă dureri de cap. Și este ceva ce nu poate fi evitat. Dar adevărul este că toți trăim într-un anumit tip de ideologie. Peste tot sunt anumite reguli. Sunt reguli, toată lumea trebuie să existe, să supraviețuiască. Dar la urma urmei, literatura poate să depășească aceste lucruri. Literatura este dincolo de cenzură. În acest moment, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să spunem adevărul, să spunem adevărul. Și fiecare dintre noi trebuie să spună adevărul. Și eu trebuie să vă spun că după acel incident cu Orez, pentru jumătate de an, niciodată mie nu mi s-a mai întâmplat să fiu cenzurat în orice am scris. Mulțumim domnului Sutom pentru acest răspuns extraordinar pe care l-a dat în legătură cu cenzura, care o
formă sau alta există peste tot, că în unele părți e exacerbată, se la bine. Și sistemul în care trăiești. Și aș vrea să terminăm seara noastră cu literatura care iese din orice ideologie și de fapt trăiește în libertate. Și atunci le-aș propune invitaților din seara aceasta fiecare să spună două versuri din literatura chineză, versuri proprii, versuri ale altor poeți care le plac. Un moment, eu cam ție să-i cam că un vei 尤其感谢苏老师，他的档案很精啊。其实审查这个现象到处都有，有的地方稍微严重一些，但是，今天晚上我要结束之前，我们要谈意识形态至上的文学。所以呢，孔文斯女士要请大家说，给大家说一个一行两行一个小诗。 你们最喜欢的一个小时，中国的小时，可以是自己创造的，可以是别人的，但是要给他们听这个诗歌。朗诵一个小时，这个我就不翻译了，需要塞拉，我们是不古拉，多尔的苏内德，苏内德，我把它翻译成了。poezie în limba chineză，începem。 Prima de două poezii au fost poezii din literatura chineză contemporană, urmează două poezii, pentru că domnul Sutung vrea să se relaxeze, s-a discutat lucruri foarte serioase, și mai vrea să se relaxeze și va recita Liatru. 两句，唐代王勃诗，王勃有一个著名的两句诗，大家猜到了？海瑞存知己，天涯若比邻。李白，这是诗歌呢，我想我给大家唱。 唱，太好了！刚才都没有啊！也是一个民间歌曲，这几句，轻松一点吧。音乐是大家都啊，这个世界最美丽的。把根刀跟根刀拿。月光陪伴着草原。 那景色多美丽，久别心上的人儿，十年化作歌声。
谢谢。我说过有一位非常著名的诗人西川，有一次呢，他的讲到一首诗，我听三句，记住了，我用在三句里说。不要说话，让风说，风就是天堂。好，谢谢。谢谢各位。Nu vorbi, nu spune nimic, lasă vântul să vorbească, vântul vorbește pentru ce? Mulțumim foarte mult invitaților noștri din această seară. Sper că v-a plăcut să vorbim despre literatura chineză contemporană. Mulțumim Institutului Confucius, mulțumim Catedrei de Limbi Orientale. Institutul Confucius ne-a învățat la stupul de miere. Sper să continue. Vă mulțumim și scriitorul Sutung vă așteaptă la autografe.